Salut, prieteni! Cred că pentru majoritatea oamenilor, cel mai important lucru în viață este familia. Pentru că doar cei dragi ne primesc așa cum suntem și fac totul ca să vadă zâmbetul pe chipul nostru. Ne iubesc necondiționat. Putem spune sigur că familia este unicul loc unde începe viața și dragostea nu se sfârșește niciodată. Un rol important îl au copiii, dar uneori anume ei pot să ne deschidă ochii și să ne arate că totul nu e atât de rost precum părea la prima vedere. Așa s-a întâmplat și cu bărbatul care avea o încredere oarbă și făcea posibilul și imposibilul pentru familia sa. Dar din păcate, eforturile lui au fost zadarnice și a aflat despre asta abia peste mulți ani. Eroul poveștii noastre este Richard Mason, care s-a născut în Țara Galilor. Cum se întâmplă de obicei, și-a pierdut capul, îndrăgostindu-se într-o fată frumoasă, Kate. Lucrurile se dezvoltau rapid și după 6 luni de relație, bărbatul a cerut-o pe iubita sa în căsătorie. Desigur că ea a răspuns da, iar tânărul cuplu a început să se pregătească de nunta care urma. Totul a trecut fenomenal, cei doi arătau atât de frumos împreună de parcă au fost făcuți unul pentru celălalt. Toți spuneau într-o voce, asta e dragoste pentru totdeauna. Într-o seară, soția lui Richard, Kate Mason, l-a bucurat pe soț cu o noutate. În curând vor avea un copil. Însuși Richard era în al 9-lea cer de fericire, iar când a aflat că va fi un băiețel, în general a spus că e cel mai fericit bărbat de pe pământ. Nu existau limite fericirii lor, iar peste câțiva ani s-au născut gemenii. Richard și Kate creșteau și educau 3 fii minunați. Părea că nimeni și nimic nu va distruge această idilă și că fericirea familiei va dura toată viața. Richard lucra foarte mult, uneori și pentru 3 oameni, totul pentru ca familia și soția lui să nu ducă lipsă de nimic. Din afară, toți invidiau familia lor și spuneau că sunt un model de urmat și probabil că totul avea să rămână așa, iar Richard avea să trăiască viața care îi părea atunci ideală. Dar cu părere de rău, nu totul este atât de neted precum ne imaginăm, iar în anul 2016 totul s-a schimbat și a dat lumea bărbatului peste cap. Când soția mea a rămas însărcinată pentru prima oară, ea a început să fie foarte interesată de iudaism. Ea chiar m-a convins să le dăm copiilor câte un al 2-lea nume evreiesc. Mi-a părut un pic ciudat, dar ca să nu supăr pe Kate am căzut de acord. Și abia acum, peste mulți ani, mi-am dat seama care era motivul acestei dorințe. Cu tristețe în glas, povestește Richard. Merită de menționat că revelația a venit de acolo de unde eroul nostru nu se aștepta. În ultimii ani, bărbatul avea probleme cu sănătatea, dar din cauza că trebuia să lucreze și să facă bani pentru educația copiilor, el tot amâna vizita la medic. Dar asta nu se mai putea continua așa, iar într-o dimineață și-a dat seama că era timpul să aibă grijă de el. Îmi aduc aminte că era cea mai obișnuită zi. M-am adresat la medicul meu, iar în urma consultației mi-au găsit fibroză chistică. După cum s-a dovedit, asta nu era totul. Ceea ce i-a spus doctorul după asta l-a șocat. Medicul a ridicat capul în sus și i-a spus: Richard, după cum știți și singur, sunteți complet infertil. Desigur că bărbatul nu a putut crede în asta. A zâmbit și a spus: Sigur, sigur, cred că e o eroare în dispozitivul dumneavoastră. Am 3 fii minunați acasă. Bagiocoritor a răspuns Richard. Dar doctorul nu se grăbea să zâmbească. Analizele erau corecte. În acel moment, el a pierdut pământul de sub picioare, dar spera că e doar o greșeală. Examinarea repetată a confirmat totul din nou. Nu eram eu însumi câteva zile. Vă puteți imagina în locul meu? Eram un tată și soț iubitor și totul s-a prăbușit într-un minut. De la început nu i-am zis nimic soției, apoi am decis să pun toate punctele pe i. Țin minte până la detalii ziua în care am decis să discut cu soția mea, Kate. Nu a luat-o de departe, i-a spus totul așa cum este. Femeia nu s-a așteptat la o așa conversație. După ce le-a auzite, s-a făcut palidă, dar nega totul. Kate spunea că toți copiii sunt ai mei și că doctorii pot greși. Doar după ce a discutat cu fiul mai mare, ea a recunoscut. Astfel, puzzle-urile lipsă au fost puse la loc și imaginea era clară. Așa a ieșit că iubita lui soție, cu care bărbatul a trăit 20 de ani lungi și au trecut împreună prin multe, a devenit într-o zi o simplă trădătoare. Ea a mărturisit că și-a înșelat soțul, dar cel mai dificil lucru era că ceea ce a făcut o viață întreagă era pentru familie. Acum totul e inutil. Nu mai puteam înțelege ce era adevărat în viața mea și ce era minciună. Și dacă ieri eram tata a 3 copii, azi un nimeni pentru ei.
Kate n-a mai mințit și a recunoscut că s-a întâlnit multă vreme cu alt bărbat, dar ea a refuzat să zică numele amantului. Acum, peste 20 de ani, Richard a înțeles de ce soția lui le-a dat nume evreiești. Chiar dacă știa totul, el parcă încă spera că băieții sunt fiii lui și că minunile se întâmplă. După testul ADN, totul era clar. Gemenii nu erau ai lui. Fiul mai mare a refuzat testul și a zis că orice ar arăta acesta, doar Richard este tatăl lui. Nu contează cine e tatăl biologic, căci tată este acel care te-a crescut și te-a educat. Nici nu merită de menționat că bărbatul era devastat. După câteva luni, a dat documentele la divorț și chiar a cerut o compensație morală. M-am gândit mult timp la această situație, dar din orice parte nu m-aș uita, nu puteam să înțeleg cum a putut Kate să facă una ca asta cu mine. Toată treaba cu divorțul nu a durat mult și, prin urmare, judecătorul a decis ca soția infidelă să-i plătească soțului o compensație, un sfert de milion de lire sterline. E interesant și faptul că, oricât de mult Richard nu a rugat-o să-i spună numele adevărat al tatălui copiilor, ea a lăsat totul în secret. Poate acel bărbat nici nu știe că are 3 copii. Oricât de tristă n-ar fi povestea pentru eroul nostru, el a găsit puteri să meargă înainte. Azi el are aproape 60 de ani, are o afacere de succes și este cofondatorul site-ului moneysupermarket.com. Și negătând la faptul că a fost demonstrat că fiii nu sunt ai lui, el nu s-a refuzat de ei, a decis să se comporte ca un tată și bărbat adevărat, fiindcă crede că ei sunt nevinovați. Oricum n-ai dat toți 3 copiii, îl consideră tata adevărat anume pe el. Kate a încercat să-l contacteze de câteva ori pe fostul soț, dar el de mult a închis ușa vieților personale. Astăzi el este împreună cu o altă femeie care îl iubește cu adevărat și îl susține în orice și a cumpărat o casă imensă în care își primește copiii. Ce ține de soția infidelă, acum ea trebuie să lucreze la 3 joburi, în primul rând pentru a plăti compensația morală fostului soț. Înainte ea nu știa ce înseamnă muncă, totul era pe umerii lui Richard. Această istorie tristă și dezamăgitoare ne arată că orice minciună, mare sau mică, mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață și mai bine e să știm adevărul amar decât minciuna dulce. Prieteni, voi ce ați fi făcut în locul lui Richard? Scrieți-ne în comentarii și dacă v-a plăcut acest episod, puneți-ne un like și nu uitați de subscribe.